Trei asociații de elevi au depus plângere penală pe numele premierului Ludovic Orban, al vicepremierului Raluca Turcan și al ministrului educației Monica Anisie. Am depus împreună cu colegii de la Asociația Elevilor din București și cu sprijinul celor de la Vâlcea și Maramureș, doar că din online, pentru că ei n-au putut să vină aici, la parchetul de pe înalta curte de casație, de pe lângă înalta curte de casație și justiție, o plângere penală pentru săvârșirea faptei de abuz în serviciu. Punctul nostru de vedere și dată fiind situația în care ne aflăm acum, aceștia nu și-au îndeplinit obligațiile pe care le aveau din funcția pe care le ocupă, și anume nu au asigurat recuperarea materiei pe care au promis-o în momentul în care au fost suspendate cursurile, nu au respectat legea 109/2020 prin care elevilor li se asigură la cerere dispozitive conectate la internet pentru a face posibilă școala online. Elevii consideră că aceste chestiuni dezechilibrează complet educația, exact în momentul în care aceasta are cea mai mare nevoie de finanțare. Mai mult decât atât, reprezentanții asociațiilor de elevi sunt cei mai deranjați de faptul că actualul guvern a decis să nu asigure măști tuturor elevilor. Poate veți spune că nu sunt costuri destul de mari, dar dacă luăm 2-3 măști pentru o familie cu 2-3 elevi și mai adăugăm și un abonament pentru transport în cazul în care elevul e navetist, costurile sunt destul de mari. Cu un venit mediu, o familie nu poate asigura, fără să facă eforturi materiale destul de mari, acele măști. De dispozitive nu mai vorbim, pentru că acolo sunt costuri mult, mult mai mari și din moment ce statul impune obligația de a veni cu măști la școală și de a desfășura cursurile în regim online, autoritățile trebuie să asigure infrastructura necesară, pentru că așa prevede legea și e obligația lor de autoritate care se ocupă cu managerierea educației. Acțiunea a venit ca urmare a declarațiilor din data de 26 august, când guvernul a anunțat faptul că elevii vor trebui să-și procure singuri măștile, iar tabletele nu vor ajunge până la începutul acestui an școlar.